Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru ziua de marți, 11 iulie. Un tarot horoscop. Să vedem ce energii sunt pentru fiecare zodie marți. Hai să încep cu zodia berbec. Prima zodie este berbec. Să știți că este o zi în care puteți să vă odihniți, poate, să vă consolați, cum ar veni, să recuperați poate ceva, poate mai faceți și niște cumpărături, dar cumva poate sunteți și atenți cu cine aveți de-a face sau ce cumpărături faceți, că puteți fi puțin, poate, înșelați la preț, să zic așa, păcăliți. Cineva parcă încearcă să profite, să zic că ce aveți de-a face și cu niște persoane cărora le place, poate să meargă pe cârca cuiva, cum ar veni, să profite puțin de faptul că tu ești o persoană bună, generoasă, o persoană drăguță și atunci cumva încearcă să te încarce la preț, să te încarce la cântar, cum ar veni, să ceară mai mult da, la ceea ce cumperi, la ceea ce faci. Dar trebuie să ai răbdare sau trebuie să cântărești bine o situație pentru că poți avea un câștig, o reușită, de tine depinde. Poate că faci un drum, faci niște cumpărături, este o zi, să zic așa, cu succes. Dar, într-adevăr, poate și cu oarecare frustrare. Te simți frustrat că cineva profită. Și tu nu vrei să te ceri, nu vrei să fii rău și totuși lași puțin la tine, dar și te frustrează în același timp. Dar s-ar putea la un moment dat chiar să iei o atitudine, chiar să nu mai permiți. Este o zi în care poate chiar și vrei să-ți iei o vacanță, să te odihnești, pleci undeva poate la drum. Și poate că cineva va profita, să zică, hai, ia-mă și pe mine, ca să nu mai plece cu trenul sau cu avionul sau mai știu cu cealaltă mijloc de transport, să nu mai plătească. Poate fi o situație de acest gen. Haideți să vedem pentru zodia Taur, la ce vă puteți aștepta marți. Este o zi în care puteți avea o dragoste, o întâlnire dragoste, un cuplu care poate juca un rol pentru voi important, poate că vă întâlniți cu vreo persoană dragă sufletului vostru, poate fi și mama, poate fi și sora, poate fi și o prietenă bună, poate părea și un cuplu de îndrăgostiți aici pe care voi îi sărbătoriți, cu care voi vă întâlniți, poate pentru un eveniment. Haideți să vedem și pentru zodia Gemeni, ascendent Gemeni. Voi aveți un sprijin, un ajutor, niște acte, niște clarificări, să știți că puteți avea o zi de succes. O zi în care puteți să vă împăcați cu cineva sau să discutați ceva de o vindecare, o iertare, o împăcare, de o reinventare aici. Cumva ceva se schimbă în viața voastră, deci chiar vă puteți și vindeca, poate găsi un tratament bun, puteți sărbători poate o încheiere a unui ciclu din viața voastră care poate nu a fost foarte bun, a fost dificil și cumva acum aveți un motiv de, ca și atunci când ai luat diploma, deci aici s-ar putea să aveți și de sărbători o diplomă, cum ar veni, deci că aveți o petrecere reușită după o perioadă destul de dificilă, după o bătălie destul de grea, să zic așa, pe care ați dus-o la propriu sau la figurat, deci între ghilimele, poate chiar ați adus o bătălie sau chiar ați avut la propriu niște dificultăți și astăzi, marți, adică pe 11, pot veni veștile bune. Deci această stres prin care ați trecut, supărarea, nu știu, dificultățile, le uitați pentru că vine ceva care vă face bucurie. Haideți să vedem și pentru zodia Rac, ascendent Rac, la ce vă puteți voi aștepta din zodia Rac. Zodia Rac. Wow! Wow, ce zi! Ce miracol poate fi pentru voi! Ce vindecare, ce iubire, ce pace și armonie și liniște! Poate sunteți în mijlocul naturii, poate vă duceți undeva unde să vă recreați, unde să vă simțiți iubiți în paradis, parcă ziceți că sunteți în rai undeva. Aveți de-a face cu o persoană, poate, care vă iubește. Văd că e miracolul iubirii, miracolul unei idei, miracolul unor acte, miracolul unei creativități, să zic așa, unei conexiuni cu divinitatea care poate fi și prin natură, poate fi și printr-un copil, poate fi și printr-un partener. Deci văd aici că voi cumva sunteți foarte creativi chiar,
inventiv, nu știu, ziua de marți vă aduce un momentul vostru de glorie, de fericire, de o fericire profundă, o fericire calmă, o fericire armonioasă. Aveți poate niște întâlniri cu niște persoane care, cu care aveți ceva, cu care vă sfătuiți, cu care vă înțelegeți bine. Haideți să vedem pentru zodia Leu, ascendent Leu, cum va fi ziua de marți. De voi depinde, poate, chiar voi ca bărbat poate sunteți în centru atenție în ziua de marți, pentru ziua de marți, sau un bărbat tot din semn de foc joacă un rol important pentru voi, vin vești, vin daruri, văd cât puteți avea la face și cu semnul berbecului, vă revedeți cu o persoană dragă sufletului vostru, cineva vrea să, să vă vadă sau sunteți voi care sperați să vă împăcați cu cineva, să vedeți pe cineva, să vă întâlniți cu cineva din zodia berbec și se poate împlini acest vis al vostru. Pot veni vești, aveți de la poate hotărâri, de a face o hotărâre într-o, cu cineva dintr-o instituție sau chiar puteți cunoaște pe cineva. Poate fi un suflet perete, să știți. Haideți să vedem și pentru zodia fecioară, așa de fecioară, la ce vă puteți aștepta. Wow, o zi foarte frumoasă, dar aveți poate și o rivalitate. Este o zi, sau e o zi stresantă, poate ține și de drumurile care trebuie să le faceți. Poate fi și o zi karmică care vine cu... vine cu o justiție, vine cu o dreptate, vine cu un dar, poate, pentru care voi ați avut o competiție, poate vine cu un premiu, spre exemplu, sau ați luat un examen după o competiție destul de dură, văd că puteți ieși victorioși și învingători, puteți avea o reușită, s-ar putea și cineva din trecutul vostru să vă caute pentru a vă reproșa poate ceva sau pentru a clarifica ceva cu voi. Văd că pentru ziua de marți dreptatea, sinceritatea joacă un rol important, dar apar și niște rivalități, să zic așa, niște lucruri care poate pot ține chiar de trecut. Ceva să vă enerveze legat de un trecut sau cineva să vă reproșeze ceva din trecut. Haideți să vedem pentru zodia balanță, așa ne balanță, cum va fi ziua de marți, 11 iulie. Ceva neașteptat, vești și la voi, vești, într-adevăr, poate că țin aceste vești și de voi, dar și de cineva cu haine de stat. Aici puteți primi totuși niște critici, aflat de veștile care sunt pe seama voastră, poate. Vă vin și vești de daruri, aveți și idei. Sunteți și voi creativi, poate dați un examen. Cumva sunteți, cumva, voi sunteți într-o bogăție, dar sunteți cumva și în mijlocul unui critici sau vi se critică bogăția. Să zic așa, cineva cumva vă cam judecă, vă cam critică pentru că poate sunteți cum ar veni într-o opulență undeva, într-un loc unde cineva nu are atât cât aveți voi și nu se simte cumva complexat sau poate că felul în care ați câștigat voi acești bani care aveți, această bogăție, cumva stârnește critica cuiva. Văd că pot veni vești pentru voi, poate și pentru legat de sănătate, vă puteți însănătoși, puteți primi niște bani legat de o situație pe care voi o așteptați, se poate produce chiar un miracol pentru voi. Haideți să aveți nevoie de un miracol pentru o vindecare, pentru ceva și puteți găsi totuși niște soluții. Haideți să vedem și pentru semnele de... la zodia balanță poate că și aveți o chestiune febrilă, cum se spune. Ori aveți febră, ori aveți ceva așa, sunteți în focul creației, cum se spune. Da? Aveți o zi așa mai agitată, poate, într-un fel. Haideți să vedem și pentru zodia scorpionă și din scorpionă ce vă puteți aștepta. E o zi în care aveți nevoie de credință, de un sacrificiu, de o înțelepție, de o răbdare. Cu
cumva și voi puteți fi într-o boală, într-o greutate sau aveți o neînțelegere din cauza unei persoane care nu prea este, cam judecă, critică sau poate că aveți cumva, cum să spun, un blocaj, ca și cum nu-ți merge ceva, se strică ceva sau poate fi și pentru că trebuie să schimbi tu ceva, cumva divinitatea te pune să-ți schimbi ceva. Să ai răbdare, să mai evaluezi o situație mai bine, să fii mai atent puțin, să fii mai credincios, poate mai credincioasă, mai sinceră, pentru că aici pot apărea niște neînțelegeri, poate cu un bărbat, poate cu cineva din familie, poate și legat de o divinitate care aici cumva pare un sacrificiu care e necesar să-l faci, că altfel cumva poți intra într-o neplăcere sau pur și simplu este o zi în care trebuie să ai și răbdare cu copiii, poate, sau cu bătrânii, cu cei vârstnici, pot fi niște situații puțin care apar pe neașteptate sau ceva care te pune să-ți schimbi o atitudine. Haideți să vedem și pentru semnele de foc, săgetător, ascendent, săgetător, cum va fi ziua de marți, dar ce vă puteți aștepta. Wow. La o veste foarte bună care ține de bani, dar puteți afla și de vreo înșelătorie aici, cumva, să zic așa, diavolul cumva este cu ochii pe voi, dar voi cumva puteți contracara această energie, că aveți aici multă credință, deci voi vă puteți elibera de o situație puțin înșelătoare, care ține poate și de atracția față de cineva, s-ar putea la unii dintre voi să fiți într-o dragoste cu cineva secretă, vă iubește cineva, un bărbat care poate fi într-o altă relație, să e foarte gelos. Poate fi un bărbat cu bani, un bărbat bogat, un bărbat foarte pasional. Deci voi puteți avea parte de o iubire foarte puternică, foarte mare, dar cu un bărbat care poate nu e tocmai sincer sau totuși are un ceva, un secrete, poate fi puțin manipulativ, are un viciu. Da, aici puțin o situație, dar văd că puteți avea o zi foarte reușită, cu vești bune, cu daruri, o zi de succes. Vă puteți chiar, îl puteți pune la punct, să spunem așa, pe diavol. Se îndrăgostește de voi, poate chiar, să spunem așa, și vă face un dar, un cadou. Haideți să vedem și pentru Zodia Capricorn, așa din Capricorn, cum va fi ziua de marți. La voi aici cumva vă treziți un pic, vă trezește ceva la realitate, aș putea să spun, apare o schimbare, apare o veste sau chiar plecați voi la un drum, faceți un drum aici pentru a vă reface ceva, pentru a vă retrezi. Cumva poate și aveți de aniversat, de comemorat pe cineva, aici poate fi și o astfel de situație, Zodia Capricorn, totuși aveți aici o clarificare de făcut, poate cu un tânăr, într-o dragoste sau pentru legat de o petrecere, de un eveniment. Aici ceva vă trezește puțin dintr-o visare. Haideți să vedem și pentru Zodia Vărsător, așa nevărsător, cum va fi ziua de marți. Ziua de marți poate fi o zi reușită, o întâlnire cu familia, cu niște prieteni, puteți primi un dar, intrați poate într-un nou colectiv aici, cumva sunteți totuși voi, de voi depinde poate, chiar ca doamne, sau cumva aici la voi ceva cum ar veni și soarta, într-un fel se decide o soartă, aș putea să spun aici pentru voi. Deci să știți că Zodia Vărsătorii e o zi foarte interesantă în care cumva aveți poate o întâlnire de familie pentru a decide ceva important pentru voi, fie pentru studiile copiilor, fie pentru voi, pentru familie, copii, pentru persoane văduve singure, cum ar veni, ce face fiecare, care e rolul fiecăruia. Aici văd că puteți avea totuși o zi reușită, o zi în care să aveți realizări, să clarificați ceva, să obțineți ce vă doriți. Cumva voi încercați să aveți o justiție, o dreptate, dar puteți primi și o critică. E o zi în care totuși vă puteți vindeca sau ocupa de sănătatea cuiva. Haideți să vedem și pentru Zodia Pești, așa de Pești, la ce vă puteți aștepta de la ziua de marți. Zic
care puteți primi niște vești, dar aceste vești pot fi ori aflați de cineva care are niște probleme, ori cineva vă amenință cu ceva. Vă simțiți într-o amenințare care ține legată și de niște acte, de niște bani, de niște... O persoană care poate nu este tocmai sinceră, puteți afla și de cineva care are probleme cu legea aici. Da, puteți avea și de acest bărbat sau să nu vă intimideze cineva care are poate probleme cu legea sau din cauza unor situații, unor acte, unor bani, ceva aici, să aveți ceva neînțelegeri cu cineva, o discuție, ceva cumva, veți încerca poate să vă eliberați de influența unui bărbat, poate, tocmai prin niște acte, prin niște legi, aici poate ținește acest lucru, să vă eliberați de influența unui bărbat care poate până acum va intimida sau apare marți o situație și veți încerca să clarificați, să vă eliberați, să nu vă fie teamă, să vă învingeți niște temeri, aș putea spune. E foarte posibil să descoperiți că aveți un dușman, un dușman destul de periculos sau de puternic financiar, să spunem așa, dar puteți clarifica, puteți învinge aici, ține poate și de ambiția voastră, de determinarea voastră. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru ziua de marți. Eu vă doresc să aveți parte de o zi magnifică, minunată, pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!